În istoria românilor, 15 octombrie reprezintă o zi importantă care leagă destinele a doi dintre regii țării, Ferdinand și fiul său Carol al II-lea. Primul, fondatorul României Mari, a fost încoronat la 15 octombrie 1922, iar al doilea, o figură controversată, s-a născut pe 15 octombrie 1893. Domnia lui Carol al II-lea debutează în iunie 1930, printr-o situație unică în istoria monarhiilor moderne. El își detronează propriul fiu pe Mihai, care domnea sub regență de la moartea regelui Ferdinand în 1927. Anterior, Carol al II-lea renunțase de două ori la coroana României din cauza legăturilor sale amoroase. Prima oară în 1918, când s-a căsătorit cu Zizi Lambrino, actul căsătoriei fiind mai târziu anulat, și mai apoi în 1925 din cauza Magdei Lupescu. Între timp, în 1921, Carol se căsătorește cu principesa Elena a Greciei, mama lui Mihai. Venirea la tron însă a lui Carol al II-lea în 1930 a fost puternic influențată de liderul partidului țărănesc Iuliu Maniu. Iuliu Maniu i-a cerut imperios lui Carol al II-lea să respecte anumite condiții pentru a-l sprijini să revină ca rege. Carol al II-lea nu a respectat nicio condiție pusă de Iuliu Maniu. Condițiile puse de Maniu, nerespectate însă de Carol al II-lea, erau: prima, să nu aducă în țară pe Magda Lupescu, mai ales că nu divorțase de principesa Elena, iar a doua, să respecte Constituția. Abil, suveranul nu numai că nu respectă regulile impuse de Maniu, dar schimbă și Constituția Democratică din 1923, impunând un regim autoritar, folosindu-se în acest sens până și de marile detașamente tinerești ale organizației străjerești. Mișcarea străjerii, izvorită dintr-o adâncă nevoie națională, are scopul de a pregăti generațiile de mâine în așa fel încât România să se sprijine pe cetățeni conștienți și solidari. Prin ridicarea și întărirea virtuților specifice ale neamului nostru, voim a crea o generație care, mândri de a se numi români, să fie în orice clipă în slujba patriei și a tronului. Întâmplător sau nu, tot în timpul domniei lui Carol al II-lea, trupul țării este sfârtecat, suveranul atribuind o anumită vină pentru acest lucru Consiliului de Coroană, întrunit în iunie 1940, pe 27, de două ori, ca urmare a ultimatumului venit de la Moscova. Carol al II-lea avea oare însă să regrete că decizia s-a contat cel mai mult, părerea Consiliului de Coroană fiind doar una consultativă?